În momentul în care ne aflăm pe bicicletă și ajungem la o trecere pentru pietoni, legea ne obligă să traversăm pe lângă bicicletă, adică coborând de pe bicicletă și traversăm pe lângă ea. Sancțiunea este mai drastică, 6 sau 8 puncte de amendă, stabilește legea, amenda minimă fiind de 870 de lei, 435 de lei în 15 zile. Mare atenție, dacă avem pistă pentru biciclete, să ne deplasăm pe această pistă, legea ne obligă. Salutare și bine ai venit la un nou episod pe canalul meu de YouTube, Ritter Broker TV. Astăzi sunt cu Claudiu Costea de la Brigada Rutieră și o să vorbim despre bicicliști. Din ce observ eu, a luat amploare acest sport, dacă putem să-i spunem, sau această metodă de a te deplasa. Salut, Claudiu! Salut, Cătălin! Salutare tuturor! Ce vreau să te întreb, care este definiția biciclistului în legislația rutieră? Există așa ceva? Există o definiție a lor? Bineînțeles, este o definiție care a fost modificată anul trecut în 2020, în luna martie a intervenit modificarea în ordonanța de urgență. La articolul 6, punctul 10, bicicleta este definită ca acel vehicul cu două roți, propulsat exclusiv prin forța musculară, cu ajutorul pedalelor sau manivelor. Care sunt principalele reguli pe care trebuie să le respecte un biciclist? Să spunem că eu m-am luat bicicleta ieri, nu sunt șofer, adică nu am permis de conducere. Unde mă interesez ce trebuie să respect, adică ce lege trebuie să citesc sau unde mă pot documenta ca să spun mai bine? Cătălin, foarte important să ne documentăm înainte. Uh-huh. Chiar ai precizat foarte bine tu. În ordonanța de urgență sunt stabilite regulile referitoare la circulația cu bicicleta, dar și în regulamentul de aplicare a ordonanței de urgență, practic HG 1391 din 2006, la articolul 160, acolo sunt stabilite interdicțiile, iar la articolul 14 din regulament sunt stabilite, dacă vreți, obligațiile care se referă la dotarea bicicletei. Toate aceste aspecte trebuie cunoscute de cel care înainte de a se urca pe bicicletă și de a se deplasa pe drumurile publice. În primul rând, aș spune că trebuie să avem vârsta de cel puțin 14 ani. Este un aspect foarte important, lucru pe care mulți nu-l cunosc și vreau să fac o paranteză foarte scurtă. Chiar săptămâna trecută în capitală am avut un accident de circulație în care a fost implicat un biciclist în vârstă de 9 ani. Iată, din start vorbim de lipsă de experiență, o interdicție care nu a fost respectată și până la urmă s-a ajuns la implicarea într-un accident de circulație cu consecințe deosebit de grave, chiar a fost vorba despre o rănire gravă în acea situație. Sperăm că persoana se află în afara oricărui pericol în acest moment, dar este un semnal de alarmă și cifrele sunt destul de îngrijorătoare, o să vi le prezentăm, pentru că atât anul trecut cât și în acest an s-au produs accidente de circulație. Haideți să vedem care sunt regulile pe care trebuie să le respecte, principalele reguli pe care trebuie să le respecte un biciclist atunci când se deplasează pe drumurile publice pentru a o face în siguranță. Ok. Principala regulă, dacă vrei, este cea legată de utilizarea căștii de protecție. Biciclistul este obligat să utilizeze cască de protecție. Cu toții suntem de acord că această cască de protecție ne ajută, ne protejează. Legea stabilește următorul aspect și anume, până la 16 ani ești obligat să porți cască de protecție. După 16 ani, legiuitorul nu te mai obligă, însă cu toții cred că suntem de acord. Este o recomandare. Recomandăm să utilizăm casca de protecție indiferent, dacă vreți, de vârstă, pentru că ea ne protejează. După care, după ce ne-am urcat pe bicicletă, trebuie să știm foarte bine regulile de circulație, insistăm pe lucrul acesta, la fel de multe a zice, sau aproape la fel de multe ca și un conducător auto, să respectăm. Sunt cursuri online. Sigur, sunt cursuri online, exact, sunt și alte surse de unde ne putem documenta pe lângă legislația rutieră. Să respectăm regulile referitoare la poziția în timpul mersului, la prioritate, adică să respectăm indicatoarele, să respectăm semafoarele, să nu circulăm la culoarea roșie a semaforului electric. Mare atenție, dacă avem pistă pentru biciclete, să ne deplasăm pe această pistă, legea ne obligă, dacă vreți. Iar acolo unde nu avem pistă, pentru că știm foarte bine, în capitală sunt zone unde nu există pistă pentru biciclete, este important
important să ne deplasăm pe prima bandă sau dacă există acostament practicabil, vorbim de drumurile din afara localității, să folosim acel acostament. Nu vă deplasați, Cătălin, pe trotuar, pentru că pe acolo se vor deplasa pietoni. Este spațiul destinat exclusiv circulației pietonilor. Mai departe, a zice că este foarte important să semnalizăm orice schimbare a direcției de mers sau schimbarea benzii de circulație. În cazul biciclistului sau conducătorului de vehicul cu tracțiune animală sau conducătorului de vehicul tras sau împins cu brațele, spune legea foarte clar că ei vor semnaliza cu brațul. Deci brațul stâng în situația în care dorim să schimbăm direcția de mers spre stânga, brațul drept în situația în care dorim să efectuăm schimbarea direcției de mers spre dreapta și brațul drept întins orizontal, balansat în plan vertical în situația în care dorim să oprim. Foarte important, semnalul efectual cu brațul trebuie să se realizeze de la cel puțin 25 de metri înainte de schimbare, înainte de efectuarea manevrei propriu-zise, astfel încât cei alți participanți la trafic să cunoască intenția pe care noi o avem. Majoritatea accidentelor pe care o să vi le prezentăm, o să vedeți statisticile, s-au produs din cauza faptului că biciclistul nu a ținut cont de această semnalizare pe care trebuia să o efectueze și bineînțeles s-a pus în pericol, iată, a fost accidentat. Mai departe, referitor la poziționare, e foarte important să folosim prima bandă. Să folosim prima bandă cu excepția situației în care dorim să efectuăm o depășire sau să schimbăm direcția sau să întoarcem, folosim banda de lângă axa drumului. Dar în general folosiți prima bandă și deplasați-vă, atenție, pe un singur rând, este interzis dacă vreți deplasarea în paralel, cu excepția situațiilor în care bicicliștii participă la competiții sportive. De asemenea, să nu uităm, pentru că vorbim acum, Cătălin, despre interdicții de consumul de băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive, este strict interzis. Dacă vreți, este și pentru conducătorul de bicicletă, este interzisă, dacă vreți, această acțiune de a consuma băuturi alcoolice sau substanțe psihoactive. Sigur că pentru el nu se poate dispune aceeași măsură cum se dispune în cazul conducătorului auto, vorbind de un dosar penal sau chiar de suspendare exercitării dreptului de a conduce, dar este o abatere foarte, foarte gravă. Biciclistul trebuie să dea dovadă de prudență, să adapteze permanent viteza, de asemenea să nu se deplaseze cu bicicleta fără a menține contactul roților cu solul. Adică e foarte important. Nu are voie să meargă pe o roată, ambele mâini pe ghidon, foarte important, pentru că noi trebuie să ne asigurăm. Nu are voie să vorbească la telefon. Nu are voie să folosească telefonul mobil, este interzis folosirea telefonului mobil. Decât dacă are cumva un suport și folosește pe post. Poate folosi suportul sau poate folosi sistemul mâini libere, așa cum prevede legea, ca excepție în cazul conducătorilor auto. Acestea sunt, dacă vreți, principalele interdicții stabilite de lege la articolul 160. Sigur că mai sunt și altele, dar acestea sunt cele mai importante. Interdicții care, nefiind respectate, au condus la implicarea într-un accident de circulație. Accidente, vă spuneam, cu consecințe deosebit de grave, pentru că ai spus tu foarte bine, Cătălin, la început, lipsa de protecție, dacă vreți, conduce la aceste consecințe deosebit de grave. Știi ce mai vreau să întreb? Eu am văzut foarte mulți care traversează pe la trecerea de pietoni direct pe bicicletă. Unii traversează pe lângă bicicletă. Din ce știu eu, corect este să te dai jos de pe bicicletă și să traversezi normal cu bicicleta pe lângă tine. Nu să mergi cu bicicleta astfel încât să, nu știu, să nu te vadă cineva când l-ai traversat, că na, pe bicicletă mergi destul de repede. Merge destul de repede. Cum e corect? Așa este, tu știi foarte bine, Cătălin, pentru că noi așa îi învățăm și pe cei mici la lecțiile de educație rutieră. În momentul în care ne aflăm pe bicicletă și ajungem la o trecere pentru pietoni, legea ne obligă să traversăm ca un pieton. Exact, să traversăm pe trecerea pentru pietoni pe lângă bicicletă, adică coborând de pe bicicletă și traversăm pe lângă ea, pentru că în acel moment suntem considerați pietoni. Dacă am traversat pe bicicletă, am fi considerați conducători de vehicul. Hai să vedem și orice bicicletă cu ce ar trebui să fie dotată obligatoriu, pentru că mai mult ca sigur și legea stipulează că ar trebui să ai măcar un stop pe frână, nu știu, un far cu lumină albă, astfel încât să poți vedea pe unde circul noaptea, nu? Bineînțeles, Cătălin, legea este foarte clară. La articolul 14 din regulamentul de aplicare a ordonanței de urgență 195 din 2002 este stabilit cum ar trebui să fie dotată o bicicletă pentru a putea fi condusă pe drumurile publice. În primul rând
vorbim de sistemul de direcție adecvat, sistem de frânare eficace, sistem de avertizare sonoră eficient, astfel încât să poți să-l utilizezi în situații în situațiile în care este nevoie de acest lucru. De asemenea, în partea din față trebuie să fie dotată cu o lumină de culoare albă sau galbenă, iar în partea din spate, pentru vizibilitate, o lumină de culoare roșie. Te ajută foarte mult în situația în care te deplasezi pe timp de noapte sau în condițiile în care vizibilitatea este scăzută, să spunem chiar ploaie sau ceață. Iar pentru situațiile acelea în care vizibilitatea este scăzută sau te deplasezi pe un drum unde nu funcționează iluminatul public, este foarte important ca bicicleta, dar și pe elementele de îmbrăcăminte și de protecție ale biciclistului, să existe acele dispozitive reflectorizante, elemente reflectorizante, iar pe bicicletă suplimentar dispozitive fluorescent reflectorizante amplasate pe roți, care în mișcare formează un cerc continuu. Legiuitorul s-a gândit la siguranța biciclistului. Atâta timp cât ești vizibil, te poți deplasa în siguranță și poți ajunge, bineînțeles, la destinație în siguranță. Claudiu, acum pe final, ce mai vreau să te întreb? Care sunt sancțiunile pentru bicicliști dacă nu respectă legislația? Sigur, sunt și sancțiuni pentru nerespectarea regulilor pe care bicicliștii trebuie să le respecte, reguli pe care noi le-am discutat mai devreme. Trebuie să ne gândim, cum spun de fiecare dată, chiar dacă insist pe lucrul acesta, la siguranță și nu la această teamă de sancțiune. Sigur că noi ca instituție derulăm activități preventive, campanii, dar din nefericire, pentru că ne obligă aceste cifre îngrijorătoare, suntem nevoiți să desfășurăm și activități de combatere, acțiuni în trafic, unde am fost nevoiți să apelăm la forța coercitivă și la instrumentele legale și am aplicat sancțiuni contravenționale celor care se deplaseau cu bicicleta și nu respectau regulile pe care noi le-am menționat anterior, principalele reguli. Spre exemplu, traversarea pe lângă, nu au traversat pe lângă bicicleta atunci când s-au aflat pe trecerea pentru pietoni, sau nu au circulat pe pista pentru biciclete, deși aveau pistă, sau au vorbit la telefonul mobil. Nerespectarea acestor abateri atrage după sine o sancțiune de la 4 la 5 puncte de amendă, amenda minimă fiind de 580 de lei. Deci nu e mică amenda. Nu este mică amenda, sunt 290 de lei în 15 zile. Uh-huh. De asemenea, Cătălin, pentru nerespectarea regulilor referitoare la dotarea bicicletei, ce vorbeam mai devreme de dotare, sancțiunea este mai drastică, 6 sau 8 puncte de amendă, stabilește legea, amenda minimă fiind de 870 de lei, 435 de lei în 15 zile, dacă, spre exemplu, nu ai bicicleta dotată cu sistemul de avertizare sonor eficient, sau dacă nu ai bicicleta dotată cu un sistem de frânare eficace sau sistem de direcție adecvat. Nu mai spun de acele elemente care te protejează și care te face să fii mai vizibil. Sunt, într-adevăr, abateri foarte des încălcate, o spun iarăși statisticile noastre referitoare la sancțiunile aplicate, dar cum spuneam, concluzionez, e foarte important să respectăm aceste reguli, pentru că dacă le respectăm, avem șanse foarte mari să fim în siguranță și să fim protejați atunci când ne deplasăm cu bicicleta pe stradă. Exact, deci nu contează să îți cumperi toate elementele ca să nu iei amendă, ți le cumperi pentru siguranța ta. Cred că asta trebuie să scoatem în evidență, exact. Cătălin, cred că asta este cel mai important. Biciclistul este un participant la trafic, este un conducător de vehicul, mm-hmm. să nu uităm lucrul acesta, exact cum spune și definiția din lege, care sigur trebuie să fie încurajat, trebuie să fie susținut, trebuie să fie înțeles de ceilalți participanți la trafic, dar cel mai important, dacă vreți, protecție ne oferim noi înșine prin respectarea regulilor de circulație. Acesta a fost clipul pe ziua de astăzi. Sper că v-a plăcut. Sper că dacă sunteți bicicliști, ați învățat ceva nou, în cazul în care nu știați toate lucrurile pe care vi le-a spus Claudiu astăzi. Vă mulțumesc că ne-ați urmărit. Dacă v-a plăcut, dați-ne și nouă un like. Dacă nu v-a plăcut, dați-ne un dislike. Abonați-vă la acest canal de YouTube, pentru că o să mai urmeze și alte clipuri în colaborare cu Brigada Rutieră. Vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit și astăzi și până data viitoare să ne vedem cu bine. La revedere!